Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare, un pic întârziată pentru Capricorn, cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Capricorn, etalare pentru perioada 15 august, 15 septembrie, dar în mod special ceva, o poveste, o energie care s-a declanșat la portalul 8-8 și care, sau se declanșează între portalul 8-8, 9-9, da? Și hai să începem. Energia generală a fost marcată de erou și de asul de aer. O să mai trag încă o carte. Eroul poate să fie semn de foc sau cineva cu marcaj în semn de foc și marcaj în semn de aer. Vrea să cuvânteze, vrea să vă salveze, vrea să iasă în evidență, să fie un erou pentru voi. Să înceapă o călătorie, eventual Fecioara. Fecioara are numărul 2, ține de Marea Preoteasă. Probabil că în secret se dorește, în 10 de pământ ați putea să fiți voi, se dorește o călătorie, călătorie de viață cu voi, se dorește o experimentare cu voi. Acum rămâne de văzut ce alte mesaje mai vin în acest sens. Pentru alții, probabil că este un personaj care va atrage atenția, este ca un erou strălucitor care susține multe persoane sau unele persoane. Este un personaj care susține și alte persoane, că de fapt asta face erou, da? Îi susține sau îi salvează pe alții. Poate să fie și prin felul în care comunică, da? Parcă oferă ceva, un dar, și sper să nu mă lase bateria, da? Sau poate să fie acest as de aer, dorința de a comunica sau de a avea, de a crea ceva nou, de a manifesta ceva nou. Inspirați sau de acest personaj sau cu acest personaj. Depinde de la persoană la persoană. Că unii poate nu puteți să creați acest nou, să manifestați acest nou cu personajul în cauză, dar să vă lăsați inspirați de focul lor, de pasiune, de creativitate, de dinamismul lor și să îl manifestați în viața voastră. Pentru că de-aia apare eroi, ca să ne inspire. Ia uite, 8 de apă. Trebuie să vă eliberați de un trecut și trebuie să vă reglați, să vă centrați ceacrele. De un trecut care... Când eliberăm ce nu ne face bine, da? 8 înseamnă și transformare, transformare emoțională necesară, curățări energetice, centrări energetice. Când zic centrăm, vă centrați pe fiecare ceacră. Ceacrele pot să fie și ele dereglate, stânga-dreapta, activ-pasiv, da? Ei, trebuie să vă curățați ca să puteți manifesta acest nou. Acum, pentru cei care, într-adevăr, am spus la început, există un personaj, aer, foc, nu contează, care ar vrea să manifeste ceva nou, ar vrea să vă salveze, ar vrea să iasă în evidență, să fie un erou pentru voi sau să fie în fața voastră într-un mod cuceritor. Există această energie. 8 de apă înseamnă eliberare emoțională, poate o separare, poate nu comunicați, poate încercați să vă eliberați unii dintre voi de acest personaj, aveți motivele voastre. Vedeți? Da? Am dat deja câteva variante. Din seria aceasta de cărți a vrut să se arate 4 de bâte și 3 de bâte, iar semn de foc. Oricineva ia 8 de cupe, iar. E o distanță între voi sau cineva a intrat în așteptare. Probabil că acest semn de foc ar fi vrut să se întâlnească cu voi, să vă bucurați de relația dintre voi doi. Și totuși, există o așteptare, există o eliberare emoțională, deși sunt multe cupe. Probabil că unul ține mai mult decât celălalt, unul e mai emoțional, altul vrea controlul sau altul vrea autoritate, altul vrea să aibă o anumită poziție sau să-și țină, eu știu, casa, apropo de casă. Unul ține la casă și celălalt ține la emoții. Na. Și uite, așa se produce suferința, conflictul, suferința, senzația de trădare, că dragostea e trădată datorită, eu știu, responsabilităților, jobului sau a casei sau... Da. Pe de altă parte, unii dintre voi, hai să vin și cu altă variantă, unii dintre voi așteptați flacăra geamănă, perechea voastră, pereche perfectă, o așteptați sau vreți să vă întâlniți cu cineva. Este o așteptare. Poate așteptați un semn de apă, unii dintre voi. Pești, drac, scorpion, nu obligatoriu, sau o persoană foarte emoțională. Dar s-a produs o detașare, s-a produs o însingurare, o... E o tăcere aici, și emoțională, și fizică, tăcere fizică. Da, adică nu sunteți unul lângă celălalt, asta vreau să zic. Datorită dorinței uneia dintre voi de control. A fost o trădare, au fost conflicte, da. Și totuși există speranță. În fine, un mesaj a fost. Poate că trebuie să vă eliberați acel semn de apă ca să puteți să mergeți mai departe. O eliberare emoțională. Și voi și ei. Atenție la opoziția Capricorn-Rac. Opozițiile nu sunt tocmai ușoare. Ia, Capricorn. August-septembrie. Hai să vedem. 9 de bâte. Rezistență, echilibru. 4 de monede. Faetonul și Magicianul. În sfârșit se mai termină o etalare altfel. În sfârșit. 6 de spade, 3 de spade, 9 de cupe, valetul de cupe. Au fost emoții cândva, într-o anumită poveste. S-a dorit ceva frumos, s-a dorit victoria, s-a dorit. Da. A fost și dragoste din partea voastră sau altora, poate alții v-au iubit pe voi. Și totuși unul dintre voi în acest context, zic așa pentru că niciodată nu pot să pun punctul pe i, pentru că variază. Pot să fie și Capricornii foarte emoțional, foarte să iubească profunda și semnele de apă să fie mai detașați, variază. De-aia zic, încerc să-mi aleg cuvintele. Și unul dintre voi a fost foarte defensiv, da? Poate unul a fost și un pic imatur și uite așa s-a ajuns la dezamăgire, da? Deși s-a dorit cândva să fie bine. Ideea este că trebuie să vă detașați de această dezamăgire. În sensul frumos al cuvântului, să vă schimbați gândurile, poate chiar trebuie să și călătoriți fizic într-o nouă direcție, într-un nou loc, ca să nu vă mai aduceți aminte de trecut, da? Dar în primul rând de detașare mentală de trecut și de decepții, da? Ca să mergeți înspre soare, înspre vindecare. Deocamdată încă există un blocaj, o rezistență. O rezistență. Poate cineva v-a blocat. Poate cineva, unul dintre voi sau altcineva, știți voi cine, are tendința să fie mai rezistent în sensul mai încăpățânat. Și aici trebuie vindecată. Ce fel de încăpățânare manifestați? O încăpățânare creativă sau una care vă ține pe loc? Și 4 de monede foarte încăpățânat. De azi, cred că ați fost doi încăpățânați la un moment dat. Și provocarea a fost să vă echilibrați, dar nu prea a ieșit treaba. În fine. Și atunci, ideea e să mergeți mai departe, să manifestați ceva nou. Nou fiind, poate să fie și un proiect, orice, da? Să manifestați. Interesant că a venit Magicianul și Asul de Aer. Amândouă țin de gemeni, de cuvântare. Trebuie să învățați să vorbiți în așa fel încât să manifestați acest Faeton. Faetonul ce înseamnă? Înseamnă că ați luat decizia să mergeți către stea, către destinul vostru. Și de-aia trebuie să învățați să scrieți, să gândiți, asta țin de gemeni, de casa gemenilor, să scrieți, să gândiți și să cuvântați conform tuturor elementelor ca să mergeți cât mai aproape sau cât mai repede către stea. Și înainte de chestia asta trebuie să vă vindecați un pic, să vă echilibrați emoțional ca să puteți alege drumul corect. În fine, hai să mai și clarific. Apropo de drum, se dorește un drum clar și ceva nou. Un proiect, da? Hai să mai amestec o dată, Capricorn o dată, de 2 ori, clarificăm după aia, de 3 ori, tăiem și clarificăm. Capricorn, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord. În sfârșit mă simt mai relaxată la voi, că au fost câteva etalări destul de grele. Regele de cupe, În sfârșit pot să cânt un pic. 7 de monede. Băi, nu-i de monede, măi. Ela e de bâte. Da, știu, dar zic și eu, de oboseală. Valetul de cupe. 9 de cupe. Iar multe cupe, vedeți voi? Iar 9 de cupe și 4 de cupe. Iar s-a oprit aici, vedeți? Exact. Un pic s-au mai schimbat, da. Simțiți că idealul vostru a fost păcălit sau a fost, v-ați decepționat în această speranță. Ați avut atracție pentru cineva, ați crezut că e totul pentru voi și n-a fost. Poate la fel au simțit și ei, da? Nu zicem nu că n-au simțit. Acum vorbesc despre Capricorn, da? 7 de spade. V-ați simțit dezamăgiți sau cineva este dezamăgit, voi știți. Doar citesc cărțile. Vedeți unde sunteți voi. Da? Și iar detașare mentală de această dezamăgire de personajul care credeți voi că v-a păcălit sau, eu știu, poate credeți că ei v-au păcălit, poate voi ați plecat pentru că ceva n-a mers, în fine. Da? Da. Pentru unii a fost o situație la locul de muncă, v-a atras un proiect sau cineva acolo, pentru unii, nu pentru toată lumea. Acum, hai să vedem. 9 de bâte și regele de cupe. Dacă acest rege de cupe a fost un soț sau o persoană profundă, sentimentală, care v-a iubit, există un blocaj. Există un blocaj, pe de o parte. Dar blocajul este necesar ca să învățați și unul și celălalt, nu doar unul. Uite, pământ și apă, pământ și apă. Blocajul de orice natural ar fi fost, că o fi fost o a treia persoană, că o fi fost un alt interes, că o fi fost încăpățânarea cuiva, că o fi fost blocajele de anul trecut cu COVID-ul. Sunt multe motive, da? Distanță, chestiuni, da? Că văd și drumuri. Sunt multe motive. Sau diferență de maturitate. Sunt multe motive. Dar, în primul rând, această situație este necesară sau a fost necesară să o trăiți ca să vă vindecați și nu doar să vă vindecați, să învățați să vă echilibrați emoțional prin spiritualitate și să vă creați granițe personale. Este foarte important să avem granițe personale. Cele mai multe dezamăgiri se întâmplă pentru că unul dintre cei doi nu are granițele bine delimitate și celălalt trece fără să-și dea seama sau voit peste aceste granițe. Trebuie să învățați să vă protejați. Poate că ei sunt defensivi acum, când poate unul dintre poate voi vreți să echilibrați situația și nu mai vor ei. Da? Posibil, unii dintre voi în continuare țineți la acest personaj într-o formă sau alta. Ați vrea să echilibrați, să vă împăcați. Voi, ei, vedeți unde sunteți. Unul dintre voi încă vrea ceva, o împăcare. Încă ține la această, eu știu ce, poziție. Oarecare stabilitate aveați în această situație. Dar celălalt este defensiv și blochează. Pentru că, uitați, pentru că este regele de cupe. Regele de cupe e o persoană foarte profundă și foarte sensibilă, arată mai puțin. Și tocmai pentru că e extrem de sensibilă trebuie să se și protejeze. Aici este lecția cuiva. Posibil să-l țină în continuare la voi. Dar echilibrul ține de temperanță, da? De creștere spirituală, de comunicare cu îngerii, de eliberări, curățări energetice. Trebuie să învățați să integrați spiritualitatea în relația voastră în cazul în care nu a fost, din cauza unuia. Cam așa se întâmplă. Puteți să spuneți ce vreți. Sunt foarte rari doi oameni care sunt spirituali. Dacă sunt spirituali, mai rar se produce dezamăgirea. De când apar dezamăgirile sau problemele, sunt datorită că cei doi oameni nu sunt deloc spirituali sau unul e spiritual, altul nu e. Și apar problemele. De-aia zic. Știu ce zic totuși, chiar dacă poate nu sună tocmai plăcut. Acum, ideea este că vreți să manifestați ceva nou, simțiți în continuare multe emoții sau ați învățat să vă iubiți pe voi, unii dintre voi, și vreți să manifestați ceva nou și să treceți peste suferință. Pentru unii, pentru că există mesaje variate. Unii vreți să treceți peste această dezamăgire, peste această supărare și să comunicați, cum am zis mai devreme. Și pentru acest lucru, dacă aplicați spiritualitatea în viața voastră cu răbdare și cu aceste granițe foarte necesare, veți învăța să vă iubiți și iubindu-vă pe voi, veți ști ce să alegeți, da? Ca să vă atrageți persoanele predestinate. Așa, un subiect, un mesaj sau vreo două, cât or fi fost. Acum, alt mesaj. Un personaj vă iubește foarte mult, profund, dar apar blocaje. Din partea voastră, din partea societății, din partea distanței, că nouă înseamnă călătorii peste hotare, da? Apar niște blocaje. Nu zic zorie, un personaj care vă iubește profund și simte. Nu arată tot cât simte. Posibil să există și, pentru că vă foc aici și văd iar temperanță și 7 de bâte, probabil acest personaj să aibă și planete în semne de foc, în mod special în săgetător, că e casa nouă a săgetătorului, este săgetătorul și e un 7 de bâte, da? Care și ea ține de granițe, da? Săgetătorul trece peste granițe. În fine, iar granițele interioare și sunt două tipuri de granițe, dacă vedeți, interioare și exterioare. Și temperanță. Deci de-aia zic, probabil cu marcaj puternic însăgetător. Posibil acest personaj să țină foarte mult la o stabilitate pe care a trăit-o cu voi, să-i fie asigurat într-un fel sau altul stabilitate sau să fi fost ceva, să fi simțit cu valetul de cupe ceva în casa a patra, da? În sinastria voastră să fie ceva în casa a patra și să simtă într-un mod special în preajma voastră, își dorește, ține foarte mult să comunice totuși cu voi, chiar dacă există niște blocaje care trebuie vindecate și tratate cu înțelepciune, că temperanța înseamnă înțelepciune, și cu spiritualitate, cu răbdare. Acest personaj posibil ar vrea să comunice cu voi pentru că sunt primele cărți, de-aia zic de acest personaj. Și dacă au fost blocaje din cauza unei anumite distanțe, își dorește, pentru că încă ține la voi foarte mult, alt 9, își dorește să vină cu mașina, cu ceva, să învingă această distanță, că faetonul călătorește, da? Iar am vorbit de călătorie, să învingă această distanță, să învingă blocajele, să treacă peste decepții, peste minciuni, peste iluzii, da? Și să manifeste ceva nou. Iar o chestiune de iertare, de împăcare, dacă a fost un trio, dacă a apărut ceva, eu știu ce a apărut între voi, e un 4, iar e un element fix care mie nu-mi place 4, în mod special, da? Și ar dori să cuvânteze, eventual, emoțiile, să-și spună emoțiile și să manifeste ceva nou pentru unii. Nu e obligatoriu să fie săgetător, dar văd marcaj puternic. Poate are 2-3 planete în acea zodie. Poate aveți și voi și aici este cuplajul energetic, planetar. Dacă ați avut un rac prin preajmă, am senzația că acest rac învață să se iubească cu 9 de cupe și vrea să manifeste altceva. Cu fi cu voi, aș putea să clarific. 4 de cupe. Clarificăm 4 de cupe. Uf! Ia uite, cu Regina de Monede. Aici este decepția. Deci decepția a fost în legătură cu voi. Da. Unul dintre voi nu a ales. Iar 3 de monede. Posibil. Clarificăm și magicianul. Ce ar vrea să manifeste acest personaj? Judecata și 10 de bâte. În primul rând se consumă, dar acest personaj s-a consumat foarte mult și vrea să renească. N-aș spune musai dacă cu voi încă, dar în relație cu voi acest personaj, nu știu, ori ei sunt decepționați, ori voi sunteți decepționați de ei. E o supărare, e o neîmplinire, sunt niște cupe, niște puncte. Cupele astea pot să fie niște lucruri. Dom'le, cum faceți voi mâncare împreună, copii împreună și sex? Glumesc. Sau poate nu glumesc, da? Nu e obligatoriu să fie o a treia persoană, da? Sau un triunghi amoros. Nu e obligatoriu. Ceva nu a mers bine, da? În casă nu a mers, că e 4. În casă lucrurile nu v-a... Băi, nu știu, unul cântă când altul vrea să doarmă. Da? Ceva n-a mers bine. Asta e. Și eventual unul dintre voi, că tot am văzut mincinos, l-am dat, s-a simțit manipulat. Dar asta ține de trecut. Acum zic că se vrea ceva nou. Și interesant că apare și la voi tot nou. Dar poate voi vă eliberați. 8 de apă. De acel trecut. Asta spuneam dacă e un rac. Pentru că văd faeton și multe cupe. Trecând peste chestia asta cu racul. Și peste faptul că acest magician ar fi dorința acelui personaj de a manifesta într-o nouă direcție. Trecând peste asta, revin la mesajul în care, știu că o să o deranjeze pe alții, că mă duc, mă întorc, așa vin mesajele, așa le transmit, da? Și voi vedeți pe unde vă simțiți locul. Pentru că sunteți mulți, diversi și situațiile sunt complexe. În cazul în care voi învățați să vă iubiți și vă doriți să manifestați ceva nou, vindecându-vă de niște situații destul de karmice, cu 4 de monede, e o relație karmică. Dacă reușiți să vă vindecați de această relație karmică sau de alte relații karmice, de încăpățânarea voastră sau altuia, de niște blocaje, dacă reușiți să faceți acest lucru, uitați ce frumos este temperanța și aici în triunghi valetul și regele de cupe. Niște cărți foarte frumoase, optimiste, dar e un triunghi aici. Și aici e tot un triunghi. Și celălalt pasiv, în jos, ține de blocaje și de încăpățânări. Dacă reușiți să creșteți spiritual, să vă echilibrați emoțional, să comunicați din suflet și să vă păstrați profunzimea, pentru că știu că Capricornii pot să fie foarte profunzi. Eu am o prietenă foarte bună și un prieten, 2 oameni foarte faini în viața mea. Dacă reușiți să faceți acest lucru, puteți să manifestați ceva deosebit. Unii dintre voi vreți să oferiți ocazie cuiva de a crește financiar și vreți să vă implicați în transformarea cuiva sau în... Da, vreți să manifestați transformare, chiar dacă această transformare, judecata ține de transformare, de renaștere, implică efort. Pe de o parte, transformarea voastră, din punct de vedere financiar, dar nu doar. Pentru unii, cred că vreți să oferiți, cum am zis la început, ceva, cuiva, o comunicare, un proiect care să aducă stabilitate cuiva și să-i susțină, să-i transforme. Iar, pentru că văd regina de monede și 10 de bâte, posibil să țină de casă, să fie un membru al familiei. Poate pe mama voastră veți să o ajutați sau soția voastră. Ce mai văd? Îmi plăcea mai mult când făceam Crucea Celtică pentru că pentru fiecare carte aveam o întrebare. Aici ele sunt destul de libere, interpretarea e fluidă, mai versatilă decât era la Crucea Celtică. Din acest motiv apar altfel mesajele. Asta trebuie și voi să țineți cont. Iar revin la personajul care vă inspiră, la acest erou, că e tot pe semn de foc. Este un personaj care ajută alți oameni, tot așa, din dragoste necondiționată, are o rezistență aparte, da? Care creează stabilitate multor suflete. Dacă acest personaj vă inspiră, este minunat pentru că vă inspiră acest personaj în descătușarea voastră, în descoperirea voastră, autodescoperire evident, autoevaluare și reevaluarea voastră cu regina de monede și 9 de cupe, pentru că știu multe capricoance și capricorni care nu se iubesc suficient, da? Chiar dacă este o zodie foarte ambițioasă sau încăpățânată, depinde de fiecare cum are norocul să aibă harta natală, da? Sau cum vrea să-și manifeste planetele, nu toți capricornii se iubesc așa cum ar trebui un om normal, evoluat spiritual să se iubească, da? Și aici este cineva vă ajută, vă inspiră. Repet, să aveți granițe personale, să vă ascultați sufletul, să țineți la principii, sunt multe lucruri de la, da? Despre care puteți să învățați. Și toate acestea vă învață să vă iubiți și să vă alegeți destinul. Nu putem să ne alegem destinul dacă nu suntem în dragoste față de noi. Da? Și cred că aceste lucruri, dragostea asta necondiționată, trebuie manifestată și față de noi, nu doar față de alții, nu? Mai. Dacă vă lăsați inspirați de acest personaj, voi știți că dacă există câți la un preajmă. Repet, puteți să manifestați destinul vostru, chiar dacă trebuie să vă implicați foarte mult în această renaștere. Dacă vreți să vă luați un nou job, va trebui să munciți foarte mult în acest sens. Dacă vreți să vă implicați în reconstrucția familiei voastre care a avut niște probleme la un moment dat, trebuie să munciți foarte mult. Bine, capricornii n-au problemă cu munca, dar asta e. Uite ce frumos unde s-a oprit la împărăteasă, la abundență, la Marea Preoteasă care ghidează, care își urmează intuiția. Și 5 de spade, 5 de monede, ia uite. Conflictele astea trebuie înțelese din punct de vedere spiritual ca să puteți manifesta spor și bucurie. Iar lună și soare, mai îndrăgostiții, asul de cupe. Asta este. Ce simt? Simt că trebuie să alegeți sau a trebuit să alegeți. Este o alegere. De această alegere, apropo și de Faetonul, că nu poți să mergi în călătoria vieții tale fără să alegi drumul, nu? Această alegere depinde foarte mult de destinul vostru. Este o confuzie în legătură cu spiritualitatea încă. Pentru unii poate să fie o confuzie și în legătură cu un copil, dacă aveți niște chestiuni acasă. Da, se dorește reconstrucția acasă, dar trecând peste asta, e o confuzie în legătură cu spiritualitatea. Pentru unii, dar ca să înțelegeți această spiritualitate, trebuie să vă vindecați. În momentul în care veți... Așa văd lucrurile, așa le văd eu. N-am cum să văd altfel, pentru că din acest motiv am acest canal. Ca să puteți manifesta creștere spirituală, varianta voastră cea mai bună, perechea divină, mama, soția perfectă, da? Soarele vostru, trebuie să înțelegeți de ce aveți conflicte sau ați avut conflicte cu cineva, de ce ați avut probleme de sănătate sau financiare. Trebuie să vă reactualizați intuiția. Femeia divină. Sper că nu s-a terminat bateria. Asta este. Iar e o chestiune, ca să revin la primul mesaj. Înțelegere, asul de aer, înțelegere a ceea ce trebuie să eliberați și noua cale, faetonul și eroul, să descătușați eroul din voi, da? Faetonul, nouă de cupe și